Bună seara tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Gemeni. M-am uitat pe listă, inițial am crezut că e fecioară, dar iată că Gemenii au ajuns la 13.689 de vizionari. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru încrederea pe care mi-o acordat să vă abonați acestui canal și pentru loialitatea unora dintre voi. Ați primit ca și mesaje de la îngeri, profesionale sau neprofesionale. Primul rând, ați primit artistul. Și, la capătul setului de cărți, copiii. Posibil, unii dintre voi trebuie, sunteți chemați să lucrați cu copiii, să-i învățați, să-i vindecați. Și puteți să faceți lucrul acesta într-un mod artistic creativ. Poate, unii dintre voi. Unii, nu toată lumea, evident că nu toți aveți același job, nu toți aveți aceeași hartă astrologică. Unii dintre voi trebuie să vă descoperiți artistul interior. Era un citat celebru, că toți ne-am născut artiști, între timp am uitat să ne exprimăm creativ. Sunteți chemați să vă angajați în activități artistice care sunt benefice carierei voastre. Și nu doar carierei, ci și vieții de zi cu zi. Dacă vă duceți la un concert, la o expoziție, veniți cu altă energie, evident, și puteți să relaționați mai bine și cu cei de acasă, și cu cei dragi, și cu prietenii, și cu colegii. Am spus, unii sunteți chemați să vă descoperiți artistul interior, artista. Poate trebuie să pictați, să creați. Eu știu, poezii, știu pe cineva, o doamnă care are acest dar al versurilor, al poeziei, whatever. Poate trebuie să îți explorezi mai mult acest dar, draga mea. Poate lucrând cu copii, descoperiți copilul interior și apoi prin copilul interior ajungeți la artist. Poate aveți de-a face cu un artist, o artistă în viața voastră care vă inspiră în acest sens. Și în relația voastră cu el, cu ea, descoperiți acest copil interior. Este posibil și așa ceva, în cazul în care nu sunteți voi acest artist, artistă. Și ce e mai interesant în această carte și ce văd acum este că ce face artistul? Artistul creează. Și ce creează? Ceea ce îi place. Poate sunteți sunteți chemați să creați viața pe care vă doriți, care vă place. Și nu, să nu vă mai conformați regulilor sau, eu știu, căror șabloane cu care v-ați obișnuit până acum. O viață în care sunteți liberi, așa cum sunt copiii, jucăuși, așa cum sunt copiii. Interesant ce mesaje primesc. Din seria acestor cărți ați primit no o nouă dragoste. Aveți 26, 26 și 27, interesant, 26, 27. Treceți de la un stadiu incipient al relației într-o poziție mult mai profundă în care conștientizați că această nouă dragoste este o legătură spirituală, o conexiune spirituală profundă dintr-o altă viață. Așa și zice, o relație care are o conexiune ce trece dincolo de viață și de moarte. Simțiți că în preajma acestei persoane aveți senzații de déjà vu, de ca și când v-ați mai fi întâlnit. Vă simțiți acasă, în brațele lor, simțiți că ceea ce gândiți voi, eventual gândesc și ei, e o punte între mintea voastră și mintea lor. Și totuși, această punte este sinuoasă, nu înseamnă că totul va merge bine. Înseamnă că, așa cum spun și cărțile, trebuie să fiți cinstiți. Să vorbiți despre dragoste și să spuneți adevărul. Dacă cumva ascundeți cuiva sentimentele voastre, trebuie să le exprimați. Sau dacă cineva își ascunde sentimentele față de voi, trebuie să le exprime.
Poate că unii dintre voi ați negat această legătură spirituală cu cineva și trebuie să fiți sinceri cu voi înșivă. Însă, această nouă dragoste poate să fie o nouă pasiune pentru ceva la locul de muncă, poate să fie un nou proiect care vă dă aripi și care va aduce noi oportunități în viitor. Așa cum e această stea, cometă, de fapt, pe care o prinde, eu știu, personajul din carte. Evident că dacă nu e vorba de nouă dragoste, că nu toți cei în zodia gemenilor vor experimenta o nouă dragoste, poate să fie un nou proiect sau o nouă etapă. Dar totuși, care vă va deschide noi uși, noi relații, vă veți descoperi alte calități prin această situație în care sunteți. Șase cu doi, opt. Opt de transformare, evident. Intrați într-un nou ciclu care vă transformă. Emoțional, spiritual, intelectual, spiritual, evident. E foarte frumos. Și aveți transformare, o să vedeți, aveți de mai multe ori transformare, dragii mei, gemeni. Înainte de a începe crucea celtică pe care o fac de obicei, da, e o etalare generală, vreau să vedem ce... Să vedem cu cine sau ce energie trebuie să preluați din natură, din spiritul cărui animal vă puteți inspira în această perioadă. Aveți de-a face cu cineva destul de arogant, cineva care se umflă în pene. Și pentru că pe unul iese în evidență, nu doar că se umflă în pene, în general persoana iese în evidență într-un fel sau altul, dar știe că iese în evidență și ea că așa este arogantă. Că sunteți voi, că sunt ei, rămâne de văzut, evident, variază de la unul la altul. Haideți să vedem ce spirit al cărui... Op! Ho, ho, ho! L-am văzut și mai devreme. Elefantul. Foarte puternic, foarte puternic. Elefantul. Ganesha. Căutați Ganesha și citiți un pic mai mult despre Ganesha. Semn de foc. Dar trecând peste acest semn de foc, pentru că această carte nu reprezintă musai pe cineva, reprezintă ceea ce trebuie să preluați voi. Asta ca să vă fie clar. De unde trebuie să vă inspirați voi? Elefantul. Este una dintre cele mai puternice sau cele mai puternice cărți și cele mai puternice forțe, în fine. Elefantul reprezintă așa spune în cartea cu care au venit oracolele. Spune că reprezintă o forță spirituală foarte mare, care vine din spate să vă dărâme blocajele. Am văzut-o și la pești la un moment dat astă vară. Dacă puteți să vă duceți în spate, să vedeți în spate, în urmă, să vedeți etalarea. Nu știu de ce m-am dus eu până acolo. Dar elefantul este o forță spirituală, da? Este clar. Și voi trebuie să preluați această forță. Este o forță mentală care e animalul cu una dintre cele mai bune memorii, evident. Este o energie stabilă care ține la familie, la generațiile din care se trage și la generațiile pe care le produce. Iată, ce interesant! Este prima oară când observ că acest elefant are un fir de șlipsă. Da. Deci asta înseamnă că deși ați trecut prin probleme, voi trebuie să vă ridicați. Și în primul rând trebuie să vă ridicați acest foc interior, eventual foc sexual, pasiunea sexuală pentru cineva sau pe care o simțiți, să o ridicați către al treilea ochi. Să începeți să aveți viziune despre ce înseamnă de fapt sexualitate, intimitate, stabilitate. Și cum puteți să vedeți viitorul și din perspectiva aceasta. Și nu doar viitorul vostru fizic, viitorul vostru spiritual, emoțional. Da, e o forță spirituală.
Și cum am spus mai devreme, e o forță spirituală care vine din spate și vă dărâmă blocajele. Poate trebuie să conștientizați că sunteți protejați de cineva. Sau trebuie să protejați voi pe cineva. Iar este variază de la unul la altul. Sunt gemeni și gemeni. Însă, este să nu uităm, nu este energia cuiva. Este ceea ce voi trebuie să manifestați sau ar trebui să manifestați în această perioadă, da? Eventual, o să atașez un link, ca să nu consum foarte mult timp, o să atașez un link și pe Facebook și eventual în comentarii despre Ganesha. Din seria acestui set de cărți în care fac crucea celtică, a apărut moartea. Moartea înseamnă transformare, înseamnă zodia scorpionului, da? Dar este vorba de o nouă etapă în viața voastră în care, prin care voi trece, s-ar putea să fiți deja într-un proces de transformare. Să fi murit deja ceva în voi și încă să vă ridicați. Pentru că știți că atunci când un suflet moare din punct de vedere fizic, are cel puțin 40 de zile cât încă bântuie pe aici, prin zonă, până se ridică, până se transformă. În ce situație sunteți acum? Variază de la unii la alții. Eu zic că este vorba de voi, pentru că aveți și în seria cărților sexuale, aveți și aici moartea, transformare prin sexualitate și am văzut și la elefant, da? Prin sexualitate sau prin legătura cu cineva, sau poate viața voastră sexuală trebuie să se transforme și să se transforme. Ce să mai? Să înțelegeți unii dintre voi, unii, nu spun că toată lumea, unii, depinde ce planetă aveți, pe unde aveți. Dar majoritatea, orice zodie ați fi, deși acum vorbesc la gemeni, majoritatea oamenilor consideră sexualitatea doar o chestiune fizică. Și probabil suntem chemați, sunteți chemați, cei care nu ați conștientizat acest lucru, să înțelegeți că prin sexualitate de fapt, nu prin sexualitate. Legătura sexuală dintre voi și altcineva este o legătură sacră care vă ridică deasupra fizicului, fizicalității. În continuare aveți 9 de spade și roata norocului. 9 de spade, griji, probleme într-o situație, dar care se va schimba. Și aveți a doua carte care reprezintă schimbarea, da? Ăsta e Jupiter, pești sau săgetător. Dacă asta spune ceva. Dar cu Jupiter, pentru cei cu ascendent în zodia Gemeni, ascendent în Gemeni, Jupiter ar trebui să fie în casa a șaptea a relațiilor, dar vorbesc doar despre ascendent, nu doar despre soare, da? S-ar putea să aducă niște schimbări. Roata norocului se învârte pentru unii dintre voi. Depinde ce ați făcut. Aici e. Depinde ce ați făcut, pentru că după moarte vine judecata. În funcție de ce ați trăit înainte, cum v-ați trăit viața, vine și roata norocului cu bune sau cu rele. Aici cineva s-a simțit în singurătate sau cu probleme financiare, iar griji, iar șabloane, iar probleme financiare. Într-o relație strictă sau într-o situație în care n-a putut să se exprime liber, da? Cum a apărut la mai devreme artistul. Artistul e o persoană care se exprimă liber. Interesant. Mai amestec o dată gemeni, soare, lună, venus, ascendent în gemeni. Decembrie 2019. Dacă nu rezonează cu unii dintre voi, asta e, căutați ori la ascendent, ori la venus, ori la lună, ori la, eu știu, altă persoană. Sunt atâtea canale de cititori în tarot. Pentru că nu va rezona cu toată lumea, evident, gemeni. Soare, lună, venus, ascendent. Fiecare are luna într-o poziție, ascendentul în alta. Central. Ho! Interesant. 6 de cupă a apărut și la săgetător. Drăguț. 6 de cupe, o relație din copilărie, dintr-o altă viață. E o relație care vă umple emoțional, vă satisface emoțional, poate să fie un semn de apă. Pești, rac, scorpion. Și știu pe cineva în zodia gemenilor care are de-a face cu
Știu cu cine. Este în sufletul vostru această relație, această prietenie, poate să fie și prietenie. E o legătură emoțională. Clar. Ce vă blochează? Puf. Asul de spade. Nevoia de a comunica adevărul. Eventual, vom vedea cum se așează cărțile. De a avea o victorie în această situație, în această relație. De a avea un început cu temei, cum se zice. În trecutul îndepărtat, cavalerul de spade. Ați putea să fiți voi doritor de a vă exprima, dar cu mai puțin tact. Poate e alt semn de aer, poate să fie un balanță, poate să fie un vărsător. Sau, dacă nu e nici balanță, nici vărsător, o situație care a venit într-un mod neașteptat și s-a dezvoltat foarte repede. Într-o direcție vom vedea în ce direcție. Trecutul îndepărtat magicianul. Magicianul puteți fi voi, gemenii, sau o fecioară, sau un berbec, sau un capricorn, sau orice altă zodie. În trecutul îndepărtat, apropiat, v-ați dorit să manifestați un nou început cu cineva. Pentru că ați considerat că aveți toate resursele. Sau poate altă persoană și-a dorit acest nou început cu voi. E posibil și varianta aceasta. Voi știți. Depinde ce parte sunteți sau cum sunteți. Mai activ, mai pasiv, da? Eventual, în trecutul apropiat, ați fost cu cineva care... Vedem cum se așează cărțile, dar vă dau și varianta asta, just in case. Care v-a manipulat. Trecem peste. Viitorul îndepărtat, ho, regina de spade. Haideți să vedem viitorul apropiat. Mai, luna. Luna reprezintă secrete. Da, evident că poate să fie și acest semn de apă care apare și central. E o relație emoțională. Că este pești, rac, scorpion, variază de la unii la alții. Dar, în primul și în primul rând, luna reprezintă secrete, reprezintă frici. Încă trebuie să, mai ales dacă ați avut de-a face cu cineva care v-a manipulat în trecut. Dacă e vorba de secrete, există nevoia de a se comunica direct despre adevărata situație. Dacă este vorba despre frici sau despre o situație în care ați fost manipulați, emoțional, fiți atenți, eu văd mai multe, dar foarte multe nu pot să zic chiar, că s-ar putea să deranjeze. Este posibil să fiți și manipulați emoțional de cineva și să fiți chemați să tăiați această legătură, pentru că regina de spade e o persoană care spune adevărul, dar are asul de spade, spune și taie. Taie orice confuzie, orice secret, orice manipulare. Există și varianta asta. Că vă place, că nu vă place, depinde ce stare sunteți. Poate încă unora dintre voi vă place să visați. Dar v-am spus, sunt gemeni și gemeni care trăiesc situații și situații. Nu toată lumea se poate bucura de, eu știu ce, poveste de dragoste, așa cum mi se pare că a arătat luna trecută. Alții, în legătură cu un semn de apă, au avut, într-adevăr, dezamăgiri. Și eu știu altă doamnă, da? Pe care o salut, de la Ploiești. Asta e secrete manipulări într-o relație emoțională cu un semn de apă. E posibil și asta. Și trebuie să exprimați adevărul și să tăiați macarona. Alții încă se bucură. V-am zis, variază de la unii la alții. Sfatul, ho, regina de monede. Regina de monede este stabilă. În cazul în care sunteți soții, rămâneți soții. Stabile cu viața voastră, cu ce aveți.
Regina de monede își cunoaște valoarea. Cunoașteți-vă valoarea în cazul în care ați fost manipulați emoțional. That's it. Sfatul. Vom vedea cum se așează cărțile. Am zis, cunoașteți-vă valoarea. Fiți creativ, că a apărut artistul, că puteți să faceți bani și prin chestii creative. Apropo de poezie. Pentru că spada reprezintă cuvânt, cuvânt creativ care produce bani. Poate trebuie să exprimați anumite lucruri prin care ați trecut, prin poezie, cei care vor să facă. Regina de spade reprezintă și un avocat, o avocată. Poate sunteți în această postură. Și trebuie să vă exprimați această latură mentală a voastră la un moment dat. Pentru că sunteți totuși semn de aer, aveți nevoie de emoții ca orice ființă de pe planeta asta, dar nu puteți trăi în confuzii. Dacă nu-i frică, este confuzie cu un manipulator, îmi pare rău. N-am cum să nu vorbesc despre așa ceva, că vă place, că nu vă place. Orice zodie ar fi. Și evident că a fost vorba de o legătură. Da? Două persoane. Și lucrurile s-au întâmplat în trecut într-un mod neașteptat. Și au ajuns într-un stadiu, anume stadiu, foarte rapid. Asta e. Asta spun, asta apare, asta spun. Exterior, ia uite. Am vorbit de manipulator pentru unii dintre voi. Cavalerul de bâte, semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Leu mai rar, mi se pare mie, care prezenta cavalerul de bâte, dar putea să fie și un leu. Dar poate să fie orice altă zodie. În general, este o persoană cu atitudine masculină, că e cavaler, da, aventuroasă, curajoasă, care călătorește peste hotare până foarte departe, îi place să călătorească foarte mult, așa, cu mare pasiune, cu o mare sexualitate, evident, dar interesul poartă fesul. Vine, vă impresionează și apoi pleacă. După ce și-a, eu știu, mai a adăugat o frunzuliță pe această bâtă și a mai, și a, eu știu, și a satisfăcut pasiunea. Ăsta este playerul și lângă magician și lângă lună nu avem cum să ne gândim și la așa ceva. Vă place, nu vă place? Apropo că ce a apărut mai devreme? Da? Fiți cinstiți cu voi înșivă, să nu vă mințiți într-o relație, chiar dacă nu o dragoste, chiar dacă e o legătură spirituală, nu este suficient. Sau poate situația prin care ați trecut aici, exprimată, vă va determina să începeți ceva nou cu altcineva sau într-o altă, pe alte coordonate. Dar, în general, este playboy-ul tarotului. Cavalerul de bâte. Am zis, vine, pleacă, vine, pleacă. Călătorește, poate vine de la distanță sau poate pur și simplu vă întâlniți din când în când, aveți parte de un niște întâlniri pasionale și cam atât pentru unii dintre voi. Poate să fie și o forță creativă, într-adevăr, dacă e vorba de job, poate să fie o persoană cu multă creativitate, un nou proiect. Un nou proiect cu care puteți avea un temei. Pentru că și asul reprezintă ceva nou, da? Dar depinde de voi dacă tăiați aceste confuzii. Este forța care vă influențează exterior, da? Vă place, nu vă place, asta e, eu vă spun. Deci vă este teamă de 8 de monede. De, evident că nu vă e teamă de muncă, vorbim totuși de oameni care muncesc. Pentru unii dintre voi, vă este teamă că vă poate toate situația asta vă poate afecta munca sau locul de muncă sau reputația. Este posibil și așa ceva. Pentru unii, nu știu pentru cine. Poate să vă fie teamă de un semn de pământ, da. Pentru că aveți aici sfatul totuși. Poate vă este teamă. Sfatul este regina de monede și vă este teamă de 8 de monede.
teamă. Că nu vă veți găsi valoarea în această situație. Pentru că 8 vorbește despre transformare spirituală prin material. Este posibil ca unii să vă gândiți la această chestiune. Unde este valoarea voastră în această situație? Doar vorbind despre bani. Poate vă este teamă că trebuie să depuneți prea mult efort într-o direcție. Ca să vă găsiți stabilitatea. Dacă nu e vorba de valoare, poate să fie vorba de stabilitate. Ce vă doriți? Să vă setați viitorul. 2 de băte. Că-i semn de foc. Mai mult sau mai puțin contează. În general, sunteți voi care priviți lumea. Și alegeți un steag învingător, da? Nu cel amputat. Dacă este ceva ce vă creează confuzie, vreți să faceți ca lucrurile să devină clare. Vreți să manifestați un nou început, asta e clar. Aveți și magicianul în trecutul apropiat. Poate această relație pe care o trăiți unii dintre voi vă dă această dorință să începeți ceva nou cu cineva. Însă regina de spade reprezintă un avocat, o avocată. E o persoană care taie cu vorba și nu doar cu vorba, și cu semnătura, pentru că reprezintă cuvântul, da? E o energie care separă mentalul de emoțional. Și avem și aici asul de spade. Oricum, vă doriți să vă setați viitorul, eventual să vedeți lumea. Într-un fel în care să nu mai experimentați aceste secrete, unii, nu toată lumea. Într-un fel în care vedeți lumea clar, nu o vedeți confuz, în întuneric, în frică. Vreți să aveți curajul mental și fizic să începeți ceva nou. Dacă e la locul de muncă, vă doriți un nou proiect. Posibil. Asta spun. Asta gândesc, asta spun. Regina de cupe. Regina de cupe. Evident că e semn de apă, pești, rac, scorpion. Dar nu știu de ce. Posibil unii dintre voi să comunicați clar despre ceea ce simțiți. Poate această regină de spade să nu vă reprezintă pe voi, să reprezinte alt semn de aer. Am zis și mai devreme, așa cum este cavalerul de spade. Și aici acest semn de aer să se suprapună peste relația pe care o aveți în suflet. Balanță sau, da? Balanță sau vărsător. O persoană care să fie geloasă. Da? Posibil și așa ceva. Regina de cupe este o energie foarte emoțională, trecând peste faptul că ar putea să fie cineva din această zodie de apă, deși nu e obligatoriu să fie zodie de apă, dar eu vă zic, vă aduc aminte. Este o energie emoțională. Poate că vă descoperiți o latură emoțională în toată această situație. Și așteptați ca cineva să vină să vă umple cupa. Cine va veni, rămâne de văzut. Posibil că să fie și un semn de foc. Oricum, cine vine sau când va veni, iar variază. Voi trebuie să aveți putere în această situație. Împărăteasa, wow! Mai... Asta e, vă arăt. Puterea, împărăteasa, 10 de băte, 3 de cupe.
6 de monede și asul de monede. A existat un trio, pentru că unii dintre voi, ori voi, ori ei, ați fost într-o situație, într-o relație, într-o căsnicie, care v-a epuizat și ați fost puși într-un trio. Ei, voi, nu mai contează. Nu stau să judec acum cine, ce și cum a făcut. A fost un trio, relația n-a fost echilibrată, iar este trio și aici cu 6 de monede, nici financiar, și la un moment dat cineva își dorește, pentru că împărăteasa poate să însemne și o amantă, da? Sau soția, sau mama copiilor, în fine. Da? Și cineva își dorește să renunțe la această situație epuizantă. Își dorește un nou început. Aveți asul de spade aici, aveți și asul de monede, își dorește o relație stabilă și un nou început cu altcineva. E clar că a existat și un trio. O căsnicie bazată pe nevoi financiare, de obicei. Dar acum este, ia uite, valetul de pâte și valetul de cupe. Nevoia de a comunica și pasional și emoțional cu cineva. Vreți să începeți cu pași mici și siguri, eventual. Da, vorbesc de siguranță pentru că a fost și asul de monede. Vreți să începeți această relație cu cineva. Poate aveți doi copii care vă influențează căsnicia. Oricum trebuie să luptați pentru acest contract sau pentru o căsnicie. Iar apare alt valet de monede. Huiai! Poate unii dintre voi vă doriți să faceți o ofertă în cazul în care a fost trio de împăcare, de reconstrucție cu acest împărat. Poate să fie și la locul de muncă. Și să puneți capăt unor amânări, unor așteptări. Și să reconstruiți, da, judgment. Să mergeți mai departe. Să ieșiți din aceste griji pe care vi le faceți, să aveți un nou început. Interesant. Da, e o căsnicie în care cineva s-a dus pe lângă. Sau un, na, că dacă nu e căsnicie, e un contract. Că marele preot poate să reprezinte și un contract la locul de muncă. Da? Valetul de monede poate să reprezinte și o persoană care studiază. Dar e destul de mic în preajma acestui împărat. E o forță mică între două forțe mari puternice. Poate sunt două persoane, eu știu. Poate vreți să ieșiți dintr-un contract să vă duceți către o altă persoană influentă, unii dintre voi. Valetul o energie tânără, geminii sunt în general o energie tânără. Poate vreți să ieșiți din acest contract să vă duceți către, eu știu, altceva. Să deveniți independenți unii dintre voi. În fine. Aceasta este etalarea pentru decembrie. O să fac și pentru voi și persoana apropiată. Vă doresc pace, dragoste, creștere spirituală, numai bine. Pa!